pagina biblică 576. O să citesc doar patru versete din Psalmul 40. Ne spune cuvântul Domnului: îmi pusesem nădejdea în Domnul și El s-a plecat spre mine, mi-a ascultat strigătele, m-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-a pus picioarele pe stâncă și mi-a întărit pașii, mi-a pus în gură o cântare nouă, o laudă pentru Dumnezeul nostru. Mulți au văzut lucrul acesta, s-au temut și s-au încrezut în Domnul. Ferice de omul care își pune încrederea în Domnul și care nu se îndreaptă spre cei trufași și mincinoși. Amin. Vă invit să reocupați locurile. Frați și surori, doresc din toată inima să mulțumesc lui Dumnezeu Tatăl pentru că Dumnezeu în bunătatea Lui a îngăduit în această zi să fim împreună în locul acesta și Dumnezeu să vă binecuvânteze pe toți. Amin. Fratele Aurel în cursul acestei săptămâni mi-a făcut o invitație sunându-mă și a zis dacă voi putea cumva prin ajutorul Domnului să vin în această duminică, în această zi, în locul acesta. Mulțumesc pentru această invitație, dar mai presus de toate vreau să mulțumesc lui Dumnezeu care mi-a dat această îngăduință să pot să vin în locul acesta, deoarece chiar spuneam lui fratele Aurel, e aproximativ o lună jumate de când vocea mea a fost foarte afectată de o răceală destul de puternică, cauzând așa o situație, o răgușeală, și vorbeam foarte greu. În această săptămână am observat că Dumnezeu s-a atins și Dumnezeu mi-a dat din nou putere să pot să vorbesc din cuvântul Domnului și lăudat să fie Domnul pentru toate lucrările care le face în viața noastră. E foarte greu să nu poți să vorbești, e foarte greu să nu poți să auzi, e foarte greu să nu vezi, dar pentru că Dumnezeu ne-a dat aceste lucruri să ne bucurăm de auz, de vedere, de pipăit, de puterea de a umbla, de puterea de a vorbi, să lăudăm pe Domnul și pentru toate Dumnezeu să fie binecuvântat. E un cuvânt din cartea Psalmului, din cartea Psalmilor pe care l-am citit și ceea ce am înțeles chiar și din mesajul pe care fratele Cornel Buliga l-a rostit aici la dumneavoastră în joi seara, din câte am înțeles că a fost în locul acesta, cum Dumnezeu a intervenit în viața lui Daniel și l-a scăpat pe Daniel din groapa cu lei, într-o groapă în care nu el a intenționat să se ducă, să se bage în groapa aceea, probabil că niciun om cu judecată, cu înțelepciune, nu el personal, ar căuta să se ducă într-un loc unde sunt lei înfometați. Altcineva i-au pregătit lucrul acesta și lucrarea aceasta, niște oameni răi făcători care au vrut să scape de un om care îl avea în viața lui pe Dumnezeu, dar Dumnezeu l-a izbăvit pe Daniel din groapa leilor. Frați și surori, în cartea Psalmilor, tot în Psalm spune cuvântul Domnului, în Psalmul 103, versetul 4, desigur că în versetul 1 cuvântul Domnului ne îndeamnă să binecuvântăm de sufletul nostru, să binecuvânteze pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui. Cu mai multe motive, dar versetul 4 spune: El îți izbăvește viața din groapă, mărit să fie numele Domnului. De aceea în această zi aș vrea să vorbesc totuși acest cuvânt și această expresie despre groapă, pentru că în psalmul acesta și noi știm foarte bine, de multe ori frații obișnuiau să citească acest cuvânt, fie la timpul de rugăciune, cum Domnul te-a scos din groapa pieirii, e și cântare, m-ai scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei, mi-ai pus picioarele pe stâncă. Și într-adevăr, frați și surori,
că în Sfânta Scriptură găsim de asemenea situații și atitudini în care oamenii au ajuns în groapă, dar nu că au vrut ei, nu că au intenționat ei. În cuvântul Domnului găsim în cartea Genesei despre un tânăr pe nume Iosif și spune cuvântul Domnului că Dumnezeu a început să comunice cu tânărul acesta dându-i anumite revelații dumnezeiești, arătându-i se în visuri deseori lui Iosif și spune cuvântul Domnului căci frații lui au început să-l invidieze, n-au început deci să-și arate dragostea lor, n-au căutat să îl primească ca pe ceva bun, să zică, uite, e o personalitate care Dumnezeu vrea să-l ridice, să-l folosească. Când a început să spună visurile lor, ceea ce Dumnezeu i-a arătat lui, au început să-l urască. Apoi mai găsim o expresie tot în dreptul acestui tânăr, mai dădea și vorbele lor rele, faptele lor, le spunea tatălui lor, l-au pismuit și mai tare, ba are un al doilea vis, l-au urât și mai mult, până când lucrarea finală au hotărât să-l omoare, dar Ruben a zis, nu, mai bine aruncați-l în groapa aceasta, căci el avea de gând să-l ducă sănătos și tiafăr tatălui său. Frați și surori, Iosif ajunge să fie în groapă. Găsim lucrul acesta în Genesa, în capitolul 37, spune cuvântul Domnului în versetul 24, cum l-au aruncat pe Iosif în groapă, dar în versetul 28, Dumnezeu e în controlul tuturor lucrurilor. Chiar dacă oamenii rânduiesc adeseori să te arunci într-o groapă, să curmeze cumva înaintarea ta, să oprească înaintarea ta pe drumul credinței, în a-ți întrerupe nădejdea ta în Dumnezeu, să știți că Dumnezeu e Cel ce are modalități în care să te salveze pe tine și să te scoată din groapă. A venit o ceată de ismaeliți și au zis, haideți să-l vindem pe fratele nostru la această ceată, și spune cuvântul Domnului în versetul 28 din Genesa, capitolul 37, că au scos sau l-au tras afară pe Iosif din groapă. Dumnezeu va rândui întotdeauna posibilitatea, modul, are Dumnezeu nenumărate resurse în care să intervină pentru viața ta și să te salveze, mărit să fie numele Domnului. Frați și surori, Dumnezeu e în controlul tuturor lucrurilor. Găsim de asemenea, frați și surori, în cartea prorocului Isaia, un bărbat care el, la un moment dat, a devenit în viața lui o stare grea, o încercare destul de grea. Îi dăduse Dumnezeu biruință mai înainte lui Ezechia și lui Iuda. Spune cuvântul Domnului Isaia, capitolul 38, despre această stare, că în vremea aceea Ezechia a fost bolnav pe moarte. Dar mai înainte se bucurase Ezechia și Iuda de ajutorul și intervenția Domnului, când îngerul Domnului a ieșit și a ucis în tabăra sirienilor 185.000 și Dumnezeu voia să-i dea lui Ezechia lecția încrederii în Dumnezeu. Astăzi te pot amenința oameni cu ranguri înalți, puteri ale vrășmașului se pot lupta împotriva ta. Vrășmașul poate veni împotriva ta să te arunci într-o groapă de desnădejde, dar încrede-te în Dumnezeu. Normal ar fi fost pentru Ezechia, care s-a îmbolnăvit de moarte, să audă un cuvânt de la Domnul, un mesaj profetic, vreau să te vindec, vreau să-ți dau sănătate. Aceasta e pretenția noastră când avem un caz de boală în viața ta personală sau a mea personală, în familia ta ai pe cineva drag și e bolnav, e în suferință, e necaz, e aproape de moarte și ai vrea să auzi un cuvânt, mă îndur, ridic, întăresc.
Dar Ezechia primește un cuvânt în care Domnul îi spune prin prorocul Isaia, în versetul 1, capitolul 38, Isaia: pune-ți casa în rânduială, căci vei muri și nu vei mai trăi. Frați și surori, durere, lacrimi, amărăciune, tristețe. Dar omul care avusese experiența cu Domnul s-a întors cu fața la perete, a făcut Domnului o rugăciune, a vărsat multe lacrimi și a zis: Doamne, adu-ți aminte de mine că am umblat înaintea Ta. Și Dumnezeu îl trimite pe Isaia. O rugăciune ascultată, spune aici fratele Adi Vaida, când ne rugăm lui Dumnezeu, Dumnezeu ascultă rugăciunea. De asemenea, fratele Mitru Miclea spunea: Dumnezeu a răspuns rugăciunilor. Iată dar că Dumnezeu are puterea de a răspunde, de a asculta rugăciunea ta la fracțiune de secundă, pentru că lucrarea cu Ezechia n-a durat luni, n-a durat ani de zile. La Ezechia, Dumnezeu își face Ezechia se îndreaptă către Dumnezeu cu rugăciunea lui și Dumnezeu îi vorbește lui Isaia, care nu mersese decât o bucată scurtă de loc, și du-te, spune lui Isaia, căci lui prin Isaia, spune lui Ezechia că îi mai dau 15 ani de zile. Apoi, frați și surori, spune în versetul 9, cântarea lui Ezechia, împăratul lui Iuda, cu prilejul bolii și însănătoșirii lui, și spune el ce a ajuns, în ce situație. Ziceam în versetul 11, nu voi mai vedea pe Domnul pe pământul celor vii, nu voi mai vedea pe niciun om în locuința morților. Dar în versetul 17, ce a declarat de fapt Ezechia? Iată că suferințele mele erau spre mântuirea mea. Tu ai găsit plăcerea să-mi scoți sufletul din groapa putrezirii. Din groapa putrezirii. Iosif în groapă, Isaia îi vorbește lui Ezechia, care de fapt și el ajunsese în această groapă a putrezirii. Pentru Ezechia nu mai era nicio șansă, nicio speranță de viitor, pentru că găsim că și el s-a îmbolnăvit. Modul în care Dumnezeu i-a ascultat rugăciunea lui Ezechia și a găsit Dumnezeu o soluție pentru Ezechia, el se vede în groapa putrezirii. Practic e că omul, după ce moare, trupul acesta intră în descompunere, putrezește. În locuința morților nimeni nu poate să-L laude pe Domnul. Noi cei vii îl putem lăuda pe Dumnezeu. Noi care suntem astăzi aici. Și el în versetul 18 continuă: căci nu locuința morților te laudă, nu moartea te mărește, și cei ce s-au coborât în groapă nu mai nădăjduiesc în credincioșia ta. Cine s-a coborât în groapă nu mai are nădejde, nu mai are speranță. Dar există o limită, frați și surori. De aceea, astăzi, noi cei vii, să ne îndreptăm către Dumnezeu și să lăudăm pe Dumnezeu, să chemăm numele Domnului, căci indiferent de împrejurarea, de situația în care te găsești, în ce stare, în ce limită de deznădejde ai putea ajunge, Dumnezeu are putere să te izbăvească, mărit să fie numele Domnului. Frați și surori, găsim de asemenea despre un om al lui Dumnezeu, și omul acesta al lui Dumnezeu era într-adevăr un om care făcea voia lui Dumnezeu, reprezenta voia lui Dumnezeu, făcea voia lui Dumnezeu în fața oamenilor din Iuda, din Ierusalim. Și spune cuvântul Domnului în Ieremia, în capitolul 18 și versetul 22, să se audă strigăte ieșind din casele lor, când cetele
aduse de tine vor cădea deodată peste ei, căci au săpat o groapă ca să mă prindă și mi-au întins lațuri sub picior. Această groapă era săpată de oamenii care auzeau cuvântul Domnului, rostit prin prorocul Ieremia, și au găsit cu cale, haideți să scăpăm de Ieremia, căci el e un om care vorbește de la Dumnezeu, dar nu îl puteau vedea ca mesager al Domnului. Ei vedeau că sunt împrejmuiți de oastea babiloniană, vedeau în Ieremia un om care aduce o deznădejde, care face să înmoaie inima oamenilor de război ai lui Iuda. Și au zis, nu e bine să trăiască. Mai mult găsim că ei au neltit împotriva lui și au zis, haidem să urzim lucruri rele împotriva lui Ieremia și să-l omorâm pe Ieremia cu vorba. Frați și surori, se pot săpa și gropi în dreptul aleșilor Domnului, în dreptul slujitorilor Domnului, cu vorba, cu atitudinile tale, cu comportamentul tău, dar aș vrea să spun să ne păzească Domnul, să fim oameni care să săpăm groapa altuia. De ce? Pentru că spune cuvântul Domnului, cine sapă o groapă altuia, ce se întâmplă? El cade în groapa pe care a săpat-o. Nu-i suficient atât, frați și surori, în cuvântul lui Dumnezeu găsim în cartea prorocului Ieremia de asemenea, căci Ieremia ajunge să fie condamnat de căpetenile oștirii împăratului lui Iuda. Și spuneau ei atunci căpetenile, au zis împăratului, omul acesta ar trebui omorât, căci moaie inima oamenilor de război care au mai rămas în cetatea aceasta și a întregului popor ținându-le asemenea cuvântări. Omul acesta nu urmărește binele cetății acesteia. Frați și surori, ei rosteau o minciună din pricina fricii lor, pentru că ei n-aveau încredere în Dumnezeu care poate să îi ajute, care putea să îi izbăvească. Iar în versetul 6 din Ieremia 38 spune, atunci ei au luat pe Ieremia și l-au aruncat în groapa lui Malchia, fiul împăratului, un proroc în groapă, un om al lui Dumnezeu în groapă. De aceea aș vrea să spun, frate și soră, indiferent în ce poziție ești, nu uita, se poate întâmpla să ajungi și tu și eu într-o anumită groapă care poate reprezenta multe lucruri pentru tine. Poate fi o lipsă, poate fi o stare de descurajare, poate fi o boală, o suferință, poate să fie, chiar cum se spunea la timpul de rugăciune, un atac dinăuntru sau din afară, de oameni care vor să îți întrerupă relația ta cu Dumnezeu, dar încrede-te în Dumnezeu, mărit să fie numele Domnului. Frați și surori, aș vrea să revenim la ideea că Dumnezeu are resurse, Dumnezeu va găsi posibilități ca să-ți salveze sufletul tău din groapă, să te scoată pe tine din groapă și pe mine, să ne ridice Dumnezeu, să ne izbăvească. Spune cuvântul Domnului, după ce Ieremia a ajuns în această groapă, iată dar cum Dumnezeu veghea și rânduiește un om care să pună o vorbă în dreptul izbăvirii lui Ieremia din groapa în care fusese aruncat, pentru că era prorocul Domnului, vorbea mesajele Domnului, învățăturile, poruncile lui Dumnezeu, care voia să facă bine lui Iuda și Ierusalimului și împăratului de asemenea, dar ei n-au voit, n-au dorit salvarea, n-au dorit scăparea, n-au dorit mântuirea și au ajuns să-l arunce pe Ieremia în groapă. Spune cuvântul Domnului în versetul 8, tot din acest capitol, că Ebed-Melec a ieșit din casa împăratului
Și a vorbit împăratului astfel: Împărate, domnul meu, oamenii aceștia au făcut rău de s-au purtat așa cu prorocul Ieremia, aruncându-l în groapă, are să moară de foame acolo unde este, căci în cetate nu este pâine. Frați, surori, aș vrea să vă spun că Dumnezeu va rândui totdeauna pentru tine, pentru casa ta și a mea, o modalitate în care să fii scos din groapă. Dumnezeu poate pune îngerii săi, poate pune robii săi. Nu știi în inima cui Dumnezeu lucrează ca să vină un cuvânt de la Domnul, să fii scos în adevăr din groapa aceasta. Și spune că împăratul a dat următoarea poruncă lui Ebed-Melec etiopianul: ia de aici 30 de oameni cu tine și scoate din groapă pe prorocul Ieremia. Ce mă surprinde, frați și surori, când oamenii care l-au aruncat pe prorocul Ieremia s-au dus înaintea împăratului, ei de fapt i-au făcut această cursă, ei au plănuit lucrul acesta în dreptul împăratului și împăratul, știți ce le-a zis? Căci împăratul n-are nicio putere împotriva voastră. Omul acesta, a zis împăratului, omul acesta trebuie omorât. Împăratul Zedechia a răspuns: iată-l că este în mâinile voastre, în versetul 5, căci împăratul nu poate nimic împotriva voastră. Ați văzut? Un împărat neputincios, care a decis prin cuvântul lui această decizie împotriva lui Ieremia: eu nu pot împotriva voastră. Dar totuși e bine că împăratul în dreptul lui Ebed-Melec îi spune: ia de aici 30 de oameni și du-te și scoate-l pe Ieremia până nu moare. Frați și surori, aș vrea să vă spun că împăratul Zedechia era un om de carne, un om muritor, o mână de țărână, neputincios, care el a declarat: împăratul nu poate nimic împotriva voastră. Noi avem un Dumnezeu care are controlul și autoritatea în cer și pe pământ. În dreptul lui nu există putere care să-i calce cuvântul lui. Nimeni nu se poate ridica împotriva autorității dumnezeiești, mărit să fie numele Domnului. Dar ce vreau să adoc totuși o învățătură, frați și surori: dacă vezi pe cineva aruncat într-o groapă, dacă vezi pe cineva într-o stare de deznădejde, fii măcar ca Ebed-Melec etiopianul, rostește un cuvânt, dacă nu înaintea oamenilor. Poate e posibil să ai o relație, o cunoștință, poate undeva la un tribunal, la un spital, undeva într-o situație grea. Nu-i greu să spui. Știți că și înaintea Domnului s-au dus acei oameni care au voit să facă bine aceluia sutaș și au zis: se face să faci bine omului acestuia, căci iubește neamul nostru și ne-a zidit sinagoga. Acest străin era etiopian, Ebed-Melecul, dar a găsit să vorbească împăratului iudeilor din vremea aceea să nu moară Ieremia în groapă. Frați și surori, e mare lucru în biserică să existe această stare, această virtute a milii. Nu poți să-ți întinzi mâna ta, nu poți să-ți întinzi brațul tău spre cineva pe care nu-l iubești. Dar Biblia ne cheamă să trecem mai încolo de punctul acesta, căci dacă facem bine la cel ce ne iubește, ce răsplată mai așteptăm? Dar dacă faci bine celui ce te urăște, dar dacă dai din pâinea ta celui ce te vorbește de rău, dar dacă zici un cuvânt celui ce ți-a făcut rău, e un lucru bun care Dumnezeu îl va răsplăti, mărit să fie numele Domnului. Și vă îndemn, frați și surori, să venim înaintea lui Dumnezeu, care are putere să izbăvească sufletul din groapă. Sunt tineri și spunea chiar în mărturia, în mesajul
care l-a fusese fratele Cornel, tineri care sunt în groapa desnădejdii, poate în groapă că au păcătuit într-o formă sau alta, într-o stare de descurajare, poate e un frate sau soră, într-o stare de descurajare, ca în groapă, ca în adâncime, să spui unui suflet, încă Iisus te iubește, încă sângele Lui are putere să curățească. Mare lucru! Ebed-Melec a găsit că e bine să vorbească împăratului. Doamne, pune în inimile noastre gândul acesta, dorința aceasta, să spunem împăratului cerului de un suflet pe care îl vezi în groapă. Tu crezi că e în groapă, poate îl vezi în starea apăsată. Nu uita, Zedechia n-a avut putere. Hristos Domnul, împăratul împăraților, Domnul domnilor, marele medic, împăratul oștirilor, are putere să izbăvească din groapă. Lui să ne adresăm. Mărit să fie numele Domnului. Și Dumnezeu a găsit cu cale să fie scos Ieremia din groapă. Dumnezeu va găsi cu cale familii ale bisericii Hosanna. Dumnezeu va găsi cu cale în clipele când vei simți cea mai mare deznădejde, descurajare, poate începuturile acestui locaș, poate forma cum s-a lucrat, a fost să te vezi de multe ori ca într-o groapă, ca într-o stare și să zici, Doamne, ce mai putem noi face? Dumnezeu aduce resurse, Dumnezeu lucră în inima ta, poate îți dă un gând, hai să mai facem un pas, să mai dăm înainte încă, să mergem înainte, poate un ajutor, poate un sprijin, un cuvânt, nu știi de unde, din Etiopia, din Anglia, din România, de unde, din cer de la Dumnezeu, vine ajutorul Domnului ca să te scoată din groapă. Măriți să fie numele Domnului. Frați și surori, un Dumnezeu care a vegheat ca toată lucrarea lui Dumnezeu de mântuire a evreilor, prin Iosif, trecerea lor, prin țara Egiptului, Dumnezeu a găsit cu cale să-i salveze pe evrei. Frații lui l-au aruncat în groapă, l-au vândut, dar Dumnezeu a vegheat să fie scos Iosif din groapă, să fie vândut în Egipt, apoi să fie mai marele împăratul Egiptului, peste tot Egiptul, domnia Iosif, că Dumnezeu l-a scos din groapă și l-a înălțat. Frați și surori, dacă Domnul a vegheat și asupra sufletului tău și asupra vieții tale, cred că împreună cu mine cea mai mare mulțumire înaintea lui Dumnezeu e să mulțumim lui Dumnezeu că ne-a scos din groapa pieirii, din fundul mocirlei. Ce este pieirea? Păcatul, moartea, viața fără Dumnezeu e ca o groapă, viața în păcat e o groapă, viața în desnădejde e o groapă, viața în descurajare e o groapă, dar Dumnezeu e mai mare decât gropile, e deasupra munților, e în cerurile prea înalte, poate să fie și pe vârf de munte, dar același Dumnezeu e cu tine și în groapă. Cu Daniel a fost în groapa cu lei, cu biserica Hosanna a fost în groapa cea mai mare, când oamenii au căutat să arunce țărână, mizerie cu noi. Dumnezeu a adus izbăvire, a adus binecuvântare, a dat putere și Dumnezeu să fie lăudat. Frați și surori, doresc să fim într-adevăr oamenii recunoscător lui Dumnezeu, împreună cu mine, adu-ți aminte în decursul vieților tale, a vieții tale, e, frați aici, fratele Mitru, alții, mai în vârstă ca noi, din anii tinereții lor, din viața pe care Dumnezeu le-a dăruit-o și noi toți, de câte ori am fost în groapă, de câte ori am fost în supărare, de câte ori am fost în desnădejde, de câte ori am fost loviți
Și ca într-o groapă, oricare ar fi fost ea, dar de câte ori Dumnezeu ne-a ridicat. Mărit să fie numele Domnului. E sora Bui aici, care Dumnezeu a intervenit și a scos-o din groapa bolii. Dumnezeu s-a atins și a îndepărtat cancerul. Dumnezeu se atinge și de trupul tău și îți vindecă ficatul tău, îți vindecă plămânul tău, îți vindecă vederea ta, îți vindecă ochii tăi, că Dumnezeu are putere să te salveze din groapă. Poate lipsă financiară, poate o criză pe care o traversezi te determină să vezi, Doamne, în ce stare sunt, ce soluții vei găsi pentru mine. El are, mărit să fie numele Domnului, El poruncește corbilor să te hrănească, El poruncește străinilor să-ți vină în ajutor și Domnul poruncește și îngerilor, mărit să fie numele Domnului. Ați găsit de asemenea în cartea lui Iov, când omul ajunge într-o stare de desnădejde, unuia din îngerii aceia, din miile acelea de îngeri, ce face? El zice, du-te și izbăvește-l de unde? Din groapă. Și apoi omul când e izbăvit din groapă, sufletul lui se umple de mulțumire, sufletul lui se umple de bucurie și trebuie să strigăm cu toți din toată inima, Hosanna lui Dumnezeu, căci Dumnezeu m-a izbăvit din groapă și Dumnezeu să binecuvânteze toate familiile Bisericii Hosanna, să fiți ajutați de Domnul în ziua necazului dumneavoastră. Dacă va trebui să treceți prin anumite gropi, dacă oameni vor croi gropi, vor săpa gropi, dacă alții vor unelti să te arunce în groapă, dacă tu cumva se vor întâmpla în evenimente în viața ta să fii ca în groapă, nu-ți pierde nădejdea. Încrede-te în Domnul, căci El te va izbăvi din groapă și Dumnezeu să ne ajute, cum spune Psalmul 103, versetul pe care le-am citit de acolo, binecuvântează suflete al meu pe Domnul și tot ce este în mine să binecuvânteze numele Lui, căci El îți izbăvește viața din groapă, El te încununează cu bunătate și îndurare și îți satură de bunătăți bătrânețea și în clipe de deznădejde îți dă putere, te întărește să mergi înainte și să ieși biruitor prin Iisus Hristos Domnul. Dumnezeu să fie binecuvântat, Dumnezeu să vă umple de harul Lui, biserica aceasta să crească, să prospere în numele Domnului Iisus și să avem totdeauna acea fericire, spunea fratele Cornel, și fericirea aceasta, ferice de oricine se încrede în El. Mare lucru, necazuri, probleme vor veni, dar ferice de cine se încrede în El, căci El e ajutorul tău și spune cuvântul Domnului, un ajutor care nu lipsește niciodată nevoi, nici pe munte, dar nici în groapă. Și pentru ajutorul Domnului care ne-a izbăvit din groapa noastră, din problemele noastre, Dumnezeu să fie binecuvântat în veci. Amin.